Fiind vorba de o sancțiune administrativă, urmează caracterul legii cele mai favorabile, la fel ca în, dreptul penal. Și prin modificarea legislației, în momentul de față, nu mai există acea incompatibilitate. Povestea cu Consiliul de Administrație. Da. Și spuneați dumneavoastră de ceilalți. Păi haideți să luăm două exemple, da, de oameni care, deși au fost în incompatibilitate sau au putut să candideze. Unul este europarlamentarul Mircea Diaconu, da? Și care pe cale judecătorească a obținut dreptul de a candida, și cea de-a doua este Claus Iohannis. Dar nu neapărat, eu am încercat să aduc în atenția instanței jurisprudența care se practică în acest moment. Am depus chiar comunicatul ANI, care în momentul în care a dat un punct de vedere vis-a-vis de modificarea legislației, a spus că îi afectează 344 de dosare de pe rol, unde se afla și dosarul meu. Ori, la instanță nu s-a luat în calcul acest lucru și mai mult decât atât, v-am spus că am pus jurisprudență inclusiv în altei curți de casație, care prevede că faptul că în astfel de situații se aplică legea mai favorabilă. Vom vedea, v-am zis, la înalta curte vom vedea cum vor sta lucrurile.